Bună, sunt Bufu și bine ați revenit la un nou episod de Hearthstone. Nu o să joc Ranked, am reușit să ajung doar la 20 după 4 zile numai și numai de oameni care aveau numai legendari în deck. Deci numai legendari. Și nu mai vreau să mai văd legendari în viața mea. Ce să nu un deck plin. Ce să-mi iau? Da, m-aș duce pe la din... M-aș duce și Warrior, ca și... Da, Warrior mai ușor de mers. O, da, nici nu mă gândesc. În momentul 2. Restore 3 HP. Pentru un Warrior ar fi bun 3 HP. Dar 2-4 și un 2-1 nu pot refuza. Asta e foarte bun. Și hai să sperăm că nu cade o armă. Vorbim de lup. Ok, asta e foarte bun. Un charge, pentru că să deja am, nu știu. Prea mult din asta n-au niciun rost, pentru că am o singură armă. Și 5 plus 5, deci îmi trebuie 7 mana ca să fac ceva. Ok. Mă gândesc la el. Ia. Ăsta am văzut cum poți dai lui ăsta foarte urât. Deci dacă ești orice clasă și ai, nu știu cum se cheamă cartea, dar schimbă HP-ul cu damage-ul. Și moare instant, pentru că are 0 HP, cum ar veni. Și moare instant, deci m-am uitat, am început să râd din mai putut. Am cărți mari, nu prea am. Nu merg să un 5. Totuși sunt warrior, a trebuit să-mi iau ceva de damage. Și aici cea mai mare problemă, între astea două cărți. Asta nu are nicio valoare pentru mine. Pentru că spell damage, really, we just dau spell damage. N-am nimic. Dar asta să dai 3 damage, dar a trebuit să am o carte jos ca să fac ceva gen. Asta e foarte bună. Asta e extrem de bună. Dar o să mă duc pe asta. Asta. Te mai duci un stealth 5-5 sau pe un 4-2 cu 2 damage inclus. Cred că m-aș duce pe asta mai mult. Charge-ul ăla e foarte bun, dar până ajung să am niște cărți ca să fac ceva cu ele, nu prea. Asta o să moară instant. Imaginez că nu era să am nicio noțiune. Divine Shield. Normal că nu. Ah, da. Nici nu. Execute îmi trebuie. Rampage poate foarte bun. Ok. Hai vedem ce avem aici. Asta n-am nicio treabă cu el, dar astea două cărți. Aici e mare problemă. Se foarte bun dacă îmi cade un minion care mai mare. Și 3 mana, 4-2 pe masă. Dar, ca să copiez orice altă card care are el, dacă are un damage deal mare, bine, îl omor și rămân cu 4-2 pe masă, dar asta îmi copiază. Și... Copiatorul mult mai bun, de asemenea. Iară, Taunt to useless. Mai bine mi iau HP. N-are nicio logică. Silence, îmi trebuie. La mică, de genul. Ăsta, extrem de bun. Un taunt mai mare, pentru că taunturi mici chiar n-au nici folos. Și aici o problemă. Asta trebuie un taunt ca să pot să fac ceva cu el sau ceva să nu dai removal complet. Până ajung la 7 mana, s-ar putea să fiu mort.
Deci, nici nu mă gândesc cleaver-ul. Cheia aici o leacă de durere. Cred că o să-mi iau acălată pe aia, nu trebuie cărți, n-am draw deloc. Sunt carte mare, gata. Ok, asta ar fi foarte bun. Dar mai un execute. N-am niciun execute, nu? Ba, am un singur execute. Un execute. Nu mai strica pe un execute. Ah, nu, trebuie ceva mai bun. Iar cleavery. Uitați-vă de cum eu n-am nimic ca mic. Deci n-am niciun minion cam micuț, să fie cine știe ce. Dar mi-aș lua încă un cleaver. Nu, a treilea cleaver nu mai are niciun rost. Un 2-2 plus 1 damage. Un Warwind, nici nu mai mult. Aș gândi la Rampage. Să știe că Rampage e... Mai ales pe Acolyte of Pain. Aș face și mult damage, a trebuit să scoate repede. Asta e foarte bun pentru execute. De-aia le-au mai tare, pentru că execute-ul. Deci asta l-am luat pentru execute. Acum îmi pare rău că l-am luat, că nu știam că mai apare odată. Arene. Am deja un charge, ar fi în prostie să mi-am iau un charge. Ok. Aici e 4, minimul să mai mult. Asta nu poate ataca. Nu pot să-i dau taunt, deci useless. Ăsta tot nu are niciun rost la minimă. De ce s-ar fi cea mai bună carte? Un deck extrem din nașpa. Aș da retry în momentul ăsta, dar știu că n-aș nici mica via. Hai să vedem. Hai să vedem ce putem face. Scuze, de weekend n-am reușit să pun nimic, am fost plecat. Am fost acasă. Dacă nu sunt acasă, n-am ce să fac stream. Sper să am în curând un calculator mai bun ca să fac stream la mai mult timp. Dacă o să fie vorba, o să fac despre League of Legends, mai jocuri care o să apară noi. Este un joc nou acum, se numește Downgate. E un MOBA fix la fel ca LOL-ul. Deci, gen, aceeași mecanic, numai că au puține, nu știu, foarte puține lucruri diferite. Și momentan este în beta, dar din câte am văzut, am mișcat o leacă. E frumos jocul. Ceva mai diferit de ce avem noi în ziua de azi. LOL-ul, Dota, dar vom vedea. Prima oară să un calculator destul de bun să nu meargă. Ok. Am un început foarte bun. Deci, dacă nu reușește să-mi scoată repede din mână chestii, cum ar veni, acum mi-am convenit. Dau ăsta pentru a lui și scot un 2-1 pe masă și n-are cum să nu scoată. Ceea ce mi-am convenit. N-are nici rost să folosesc mana cristală. Dacă nu o să aibă nimic și o să mai scoată unul din asta, o să-l scot pe asta. Deci, pentru ce are el momentan în mână, și dacă nu mai are nimic să scoată, am să scot asta pentru că e foarte bun. Și pe asta o să-l scot. Ok, mai să dau 2 damage lui, pentru că nu are niciun rost să dau unul ăsta. Deci, am mic rost. Lui ar conveni să facă trade-ul. Dar mie nu. Așa și un dezavantaj foarte mare. S-ar putea să-mi dea direct mie 1 damage, dar nu cred că lasă să dau trade. Wow, ok. Și ce o să faci cu ăla? O să dai mini. O să dai în ăla. Ai dat deja, deci... Eu n-am înțeles ideea, deci o dat cu unul... Dădea 4 damage direct în el. Și-a folosit pur și simplu... Ok, nu comentez treaba lui ce a făcut. În felul nu-i treaba mea. Nu
N-are niciun rost să scot ăla, ăsta încă. Și n-are nici cea mai mic rost, pentru că o să, pur și simplu nu o să fac nimic. Măcar așa îl forțez să folosească pentru asta. Și dacă forțez să scoată ăsta care îmi dă o carte și își ia unul damage, da, și ia doar unul damage, dar cum mi-am convine? Că ăsta nu-l ajută cu nimic, dacă nu știu ce. Ok, Divine Shield, ok, hai să zicem că se merită. Îmi scoate ăla, bun. Ei, nu știu la damage el. Aici e chestia care pe mine o să dau în el. O să-i dau jos asta. Eu mi-au un damage, nu problemă. Scot o carte. O să dau asta doi, scot complet tot ce are în mână. Și îmi pun băiețașul cu Divine Shield. Paladinul e bun doar dacă poți să faci ceva repede cu el. Sau să ajungi foarte târziu să ai multe cărți jos, altfel nu prea. Văd eu să fac ceva cu paladinul. Un taunt cu Divine Shield. Și nici mai mă gândesc, normal, da. O să facă mult poke să-l dea doar jos pe asta. Și plus mai am încă de coin. Ok, o să aibă două taunturi, 3-5, 2-2. Dar totuși trebuie să-ți dai jos Divine Shield-ul. La ambii. Ok, să vedem ce are. Prima oară o să dau cu Divine Shield-ul ăsta. Ok, deci nu are nimic ca Divine Shield. Fac o rămas cu un HP. Avea. Avea 5. Nu fost atent. A trebuit doar să citesc mai bine. O să dau în asta. Ucid. Să pun chestia asta jos. Oh shit, nu. Nu, no, nu. No. Ah, nu e problemă atunci. Îmi convine. Tot le fac un vortex. Să-mi pun arma. Aș pune arma acum. Chiar dacă n-aș folosi, mi-ar conveni să o pun. Tot nu faci un trade destul de bun. Dar s-ar putea să aibă un consecrate și mă violez un mohar. Deci dacă are un consecrate astea două distrusi, ăsta mai rămâne cu 3. Și de cu ăsta și rămâne cu un... Da. Charger-ul nu te ajută dacă n-ai ceva să dai damage. Pentru că am zis mai taunt. Și următoarea mână scot ăsta. Și o să aibă 7-3. Ok, 1 HP. Vai, tot nu-l distrugi prea repede ca să fie ceva normal. Ok. Ce o să faci? Dai în ala și cu ăsta o schimb pe asta. Ok, am înțeles. El tot uite că am un 5-2 în mână. Ok, am ceva mai rău decât un 5-2 în mână. Am un 7-3 jos. Plus un counter. Așa. Plus că îmi convine să dau. Dau unul ăsta. Pun pe băiețașul ăsta jos. Îmi dau înapoi HP-ul. Și cum nici n-aș fi folosit asta. Ți-am mai trebuie să-mi spargă taunt-ul. Random enemy dead. Ah, da, deci el era singur că putea să-l ucidă. Vezi că a avut beast-ul ăsta și-a luat în deck de paladin. Asta e ceva normal. Ok, sunt de jos taunt-ul. Cea mai bună idee a lui.
Da. Cea mai bună idee a mea e asta. Ok. Nu mi-au damage. Am înțeles ideea. Ok. Următoarea tură să-l omoare pe ăsta obligatoriu când o să aibă acest idee. Sau să putea să-l omoare pe ăsta pentru că are 4 damage și ăla are 5 HP, dar nu prea-l văd eu. Ai mă, serios? Ți-a căzut dita mai legendară? La ce aș ca să dacă ceva vrea să-mi scoate din pe mapă, măcar să știu că dă 5 damage-ul ăla. Nu știu cum de are el mai multe cărți decât mine. Așa nu prea direct din cărțile. Ele, fiecare dată când atacă. Da, te iubesc. Ok, restore 6 HP. Are 11. The protection, bun. Nici nu mă uit la el. Doar în el dau. De ce trebuie să-mi facă clear board? Ca să mai dau în el. Nu înseamnă că își pierde Divine Shield-ul. Doar dacă are ceva să-mi facă... Ah, nu. Să nu dai doar în mine după aia. Dar dacă nu o să aibă niciun taunt, pentru el e foarte nașpa. Ok, o să dai acolo, o să-i dai Divine Shield-ul jos. Ok. Nu sugestia mea era așa de interesantă. Nu știu, cred că ăsta e la început. Nu mai juca până acum. Like a lot of pain. Dacă n-are heal-uri și-mi cade mi iau o armă, ceva, măcar să dau like damage-ul, să-l fac să fie frică. Două carte. Ok, îmi convine cartea asta. Și Battle Cry. Dacă mi-ar cade cartea asta, ar fi perfect. Deci. Are foarte multe cărți în mână. Are foarte multe cărți în mână. Ok. Facem următoarea chestie. Dăm ăsta. Și facem copii la asta. Și luăm asta și în Battle Cry. Și ne-am convenit. Ama trebuie să-mi dai tot ce am în jos și nu o să poată. O să trebuia să dai foarte mult mai pentru asta să-l omoară. Deci, pentru... Ca... Ai, serios, umility? Really? Așa de burlangiu? Câte umilități mai ai? Serios, mă. Am făcut copilul ăsta pentru că avea cea mai mult HP din toți. Și greu de ucis. Adică trebuie să dai multe cărți, să spargă multe cărți în el. Și dacă nu-mi distrugeam mână, nu-l prea văd pierdut prea în siguranță. Ok, și-a stat o carte deja jos. Ăla, ok, și mai iau o carte pe treaba asta. Mai rămân cu 6 HP. Bine. Tot trebuie să-mi scos tot ce am pe mână ca să pot să trăiești încă. Dai cu 3, 2, 1, așa, la-ți moare, bun. Ăla-i dai Divine Shield de jos și cu ăla-l omor pe ăla, am înțeles. Și n-ai cu ce să mă ataci. Ba da, ba, ba nu, ba n-ai cu ce să mă ataci momentan. În jos, bravo, ce mai bun lucru ca să fac. Cleavere, hai, fă ceva bun. Și n-ai făcut nimic bun. Deci dacă permite asta pe o singură carte handicapată, deci mă îndevez la maxim. Îmi bate pe o singură carte handicapată.
Cartea asta l-a ajutat. Ah, văd că nici aici nu scăpi de legendare. Da, așa mai trebuie să-mi dai 2 damage cu orice card care are el. Are un secret, mai serios. Hai, dă-mi mini și omoară-mă și nu mai... Ok, mai dai și shield-urile ăla. Azi fiu nesimțit. Măcar dacă mor, plăcere. Oricum mă ucidi. Dar... Ăsta trebuie să bat ușor. Da? Care-i cărți? Legendary, everyone! Asta e tot ce ai nevoie, s-au zis de legendary. Mă nervez. Și-a jucat atât de prost. Asta e diferența între să ai cărți bune și să ai cărți extrem de bune. Că de prost ai jucat tot poți să câștigi meciul. O, da, un șaman, perfect. O să mă simt atât de bine după meciul ăsta, imaginez. Ok, deci... Tine te schimb că am 5 mana mai să mai plâng vreo 10 ani. Da, mi-am pierdut aproape tot cheful, numai când am văzut cu chestia aia. Stai 10 ani ca să-mi dai like next turn. No. Caz, nu fi zic. Unul vreau, parcă era 2. Chiar dacă n-avea așa de mare damage, adică puteam să rezist fără, dar măcar poate îl fac să dea mini sau scot o carte din el. Da, mi-am convenit. Că sunt un healer, ok, n-am așa de multe probleme cu healer-ul. Aici ce mai bun e ăsta. Pentru că trebuie să folosească măcar 2 cărți să mă scoată. Are 4 mana. 4 mana pot să acumul de cate. Hai, când ai legendare, tot e fericit. Așa, dai charge în el. Ca prostul. Stai 3 damage în gură? A, îți mai dai? Și îmi dai mini. Normal, dar nu o să fie bun să dai în el. Nu-mi plac cărțile, pe masai, plecați. O să dea în el, o să-l stâng. Eram sigur. Ok, următoarea tură nu o să aibă aproape nimic, eh? Hai să-ți dăm un silence from... Bă... Stai dacă... Da, nu pot să fac asta. Am crezut că pot să fac o chestie, dar... Nu pot face. Am vrut să dau ăsta, să le iau când avea taunt și tot. Și după aceea dau silence direct în el. Dar din păcate eram cu unul, mana mai puțin. Chiar dacă aveam, nu se merită să dau ăsta pentru o chestie, dar... Și acum... Parcă mai vede acasă. Își da 2 damage.
Păi mi-aș avea să pun ăla. 2 damage cu ăsta. O să dau în el. Dau 2 damage. Rămâne cu un singur și rămâne cu controlul ăsta. Nu, 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 asta nu, asta așa. Așa. Și 2 damage dacă îmi dă. Să crești mai mult, 3 damage, da? Să am un 5-5 pe masă. Cum e un 5-5 pe masă? Cât, oricum, dacă era Warrior, avea Executor și nu aveam curajul să-l țin așa. Ok. Îi dă 1 damage lui ăsta în plus, o să dea. Ok, acum să-i mai mult. Mhm. 4 damage lui ăla. Piesa vreau pentru că știu că îl pot omorâ. Și trebuie să-ți dea o carte pentru a 5-4 ăla meu. Dacă aș fi în locul lui, aș omorâ Acolyte of Pain, l-aș omorâ instant. Are 8 mana, totuși pot să fac multe chestii la 8 mana. Ai un silence, cred că, sau să aibă, cred că, un silence ceva. I-aș da direct damage în ăla, nu l-aș lăsa să trăiască încă o zi. Deci ai că Light of Pain, dar cât mai mult trăiești, cu atât mai nașpa. Să înțeleg pe el nu doare în pix. Vei direct damage în ăla, am înțeles. Și acum o să vină băiețașul ăsta. Vedem ce putem fura de la el. Sperăm că ceva bun. Hai să te-l furi pe ăsta. Fiu și eu așa, un nesimțit. Dacă poți fi nesimțit, poți fi și eu nesimțit. Cinci mai rămâne. Centura asta. Are 6 pentru că a fost cu overload de la asta. Eu n-am avut nevoie de pentru că na. Genius, nu need de overload. 6 mana, ai 3 cărți în mână ca și mine. Dacă trebuie să-mi urc 2 taunturi, eu mai am un taunt în mână. Și un urât. Să am fan cu Divine Shield și Taunt. Ok, ai 8. O să-mi dai 10 damage direct în mine. Ok, 4-2 o să dai pe ăla, așa. Bun, și 10 îți dai în ce o să dai 10? O să dai în mine. Ok. Am înțeles. Trebuie Taunt-ul ăla repede. Trebuie taunt-ul. Așa. 5 aici. 3. Mare și ăla. Ok. Dau 2 damage. Și pun armură. Dacă n-am armă, e 2-3 useless. Mai ales la 10 mana care are el. Reușește să descurce destul de bine cu overload-urile. Adică folosesc când trebuie. Orice, da. Dacă să n-ai ceva de spell, n-ai să n-ai spell, ai ceea ce nu-mi convine. Ținut cartea asta în mână, cred că jumătate de oră.
Ok. Dar ce mă tare chestie. Hai să-l strângem pe ăsta așa. Și dau lui ăsta 1 și le iau o carte. Mi-am convine. Pentru mine a fost worth it. Următoarea dată îți dau asta, ca să-mi dau 2H. All friendly characters. Ah, deci... Characters, cred că semnific și eu caracter, nu sunt sigur. Nu sunt sigur dacă... Campionul meu e caracter. Sper că e. Acum nu mi-a pasat 2 HP în plus. Ca cărți nu suntem așa departe unul de altul. Îi trebuie ceva ca să stângă asta. Deci asta e garantat. Dacă nu stânge asta, e nașpa pentru el. Pentru că nu o să dau Divine Shield de jos. Nu ar conveni să-l spar pe ăsta mai bine sau pe ăsta, adică să dau Divine Shield de jos la cineva. 7 plus, n-am nimica. Pare rău. Vedeți? Cartea e foarte bună, dar dacă n-am... N-are 7 sau plus, 7... L-a omorât instant. Foarte rău din partea lui. Ok. Aici dau un el direct. Așa. Hai să vedem dacă pot să fac alte chestii. Dacă dau un ăsta, moare. Dau și cu ăsta. Așa. Dau ăsta. Dacă pot să-mi dau înapoi tot HP-ul. Ok. Bun, îmi convine. Worth it. Și îți trec 5 damage între dințiară. Și acum poți de-abia să scot asta. Pentru că am asta merită, că am 7-3 și am un taunt cu Divine Shield. Bine, GG. Aleluia, am făcut și un match. Noroc de cărți. Am avut un început extrem de bun. Divine Shield-ul ăsta m-a ținut în viață. Yay, arată a lemn curat. Să fiu fericit pentru lemnul ăsta. Vreau să scrieți în comentarii dacă mâine pe la ce oră? Mâine 14, mâine marți. Pe la 7 un stream. Fiți interesați să intrați, să vedeți. Deci mâine pe la 7 seara. Și putea face un stream. De câteva ore. La muncă. Scrieți comentarii. Ori o să-l fac pe Twitch, ori pe YouTube. Crezi că scap de el tot am dat. N-am nimic de level mic. Ok, hai să punem băițașul jos. Da, cum am zis, asta e foarte bun dacă pun... Ok, mi-a dat un silence, m-a bulversat din prima. Și mai copii ceva din mâna mea. Ok. Ceea ce mie nu convine. From your deck sau from hand? Ah, hand. Oh, ok, deci are cea din mâna mea. Ok, tanto. Nu se merită. Dau un el degeaba. Imaginez că are cleaver-ul. Deci
80% șanse Cleaver-ul la el, mă. Da. Ideea e că mai are o carte. Vreau să dau un el, mi-am adus aminte după aia care e Cleaver-ul. Dar târziu, nu avea nici unul. Nu, cu mine m-ați dau două Cleaver-uri pe aia. Tot aș da două Cleaver-uri. Una, două, așa. Și mai dată. Una, două. Așa. Și o să răstânde și antenează. Trei cărți pentru două, știu, zice lumea, da, nu se merită, dar clericul poate fi bufat la maxim. Și să văd cartea aia pe masă, nu vreau. Nu vreau pe masă. Nu vreau să văd nici măcar prin jurul meu. Și poate charge-ul. Nu, aș scapi ăsta. Și mi-aș da de damage. Și cate doar ăsta și mi-aș pune doar armură 2. Mi s-ar putea să-mi ucidă direct, instant, și nu face nicio diferență. Că oricum îmi dă 1 damage. Ok. 2 damage. Da, putea, dacă, nu, dacă ar da direct în mini, 6 damage. Nu e atât de nebun. Da. Tantul ăla nu o să țin așa de multă în viață. Ai mă, serios? Hai să faci pe nevinovată. Pun ăsta, dau ăsta silence. Așa. Avem ce rost, da, silență, da. Ba da. Că dacă nu cad... Da, de până la cadă. 5 damage la burlan. Așa. Dar n-am ce să fac. Spar multe cărți. Foarte multe cărți. Oh, nu, nu, tu mori, tu mori, zic eu, tu o să mori, deci... Faci ce vrei, tu o să mori. A, pișam aș pe tine. Ce folosești tu numărul? Câte mai vision-uri să ai, serios, acum ești deja enervant. Ai avut... O să cred că a patrulea mind vision care l-ai. Nu, tu nu-ți crești iar armură, mă piși pe tine. Îmi dau niște armură pe mine. 4 Mind Vision într-un singur deck, dă un pana mea de treabă. N-am mai văzut atâta Mind Vision niciodată. N-am văzut nici ieri atâta Mind Vision când am văzut. Ok, ăla la moară, bun. Îi dai heal, când am lăsit nebună. O dai la mare chiar. Ok, asta e ceva normal. Acum pot să lucit cu orice pe masă. Deci cu orice pot să-i mor tauntul. Și o să-ți dai heal, îmi pare eu, că o să fii nesimțit. Deci, normal. Și mai iau o carte. Țigan. Ok, ce o să ucizi acum? Asta e întrebarea. Ce o să faci acum să ucizi? Dai în ăla. Să mai ai 2 damage. Ok.
Cu 5-3 eu cred că o să dai direct în mine. Dar nu, să ne bun. Clericul ăla o să moară în următoarea tură. Deci, el n-are cum să-mi facă wipe, cred că. N-are, cred că, cărți de wipe. Ok, și omoră clericul. Și mă trebuie să-mi fac wipe. Să vedem wipe. Cât de mare l-a făcut pe ăla, la oricum mare. Deci, chiar nu mă interesează. O să dau cu mini în el, direct. Și să am o carte pe masă. Și o să conviu. Nu prea cred că e convenit. Da, că mă se gândește de fac, a trebuit să fac trader. Doi, unul ăla nu o să mă ajute. Da. Și cu armură. Dau. Doi de genial. Hai să lăsăm 2-7. Să nu lăsăm 5-3. 5-4, până. Da, 5-4. Nu lăsăm 5-4. Normal că mi-ai furat toate cărțile din mâna mea. Dar ești țigan cu tătul. Hai și dăm 7 damage. Simte bine, dăm 7 damage, țigan. Hai să nu facem să supraviețească. Puteam să dau să supraviețească o carte, dar pentru 2 damage care îmi dădea cartea aia nu prea mi-a stat nimic. Adică aș fi putut ucide pe ăsta. Fost o idee. E cam well played. I get on town. Ce fain ar fost. E well played, orică n-am ce să-i fac. Da. 1000 de cărți. Așa, mai bag o manipulată. Atât. Mă dă tot HP. Sunt și mie. Dacă vă întrebați de ce s-o da damage și nu s-o da heal, pentru că avea aici o carte care când e pe masă, orice are el dispel damage, care dă HP, dă damage. Deci orice ar trebui să dea heal, îi dă damage. Și cum nu are niciun rost să termine aici, ne dăm de bun. Sper să câștigăm măcar să fie ceva. Hai, nu-mi dați handicapați care știu joace din 1900 până acum. Am măcar două meciuri câștigate, frate, serios. Nu-i bun, nu-i bun. Trei mana mai mers cu dacu, șase. Serios, mai dăm un cleaver, frate, nu mi-ajung două, îmi trebuie patru. Ai gritting. Time for a little troll. Hai să încercăm. Fii ce-o fi. Zic, frate, îți dau un el.
Și e super șmecher. Pentru că are un damage. Și după aia să am ceva puternic. Și 2 damage. Oh, da. Totally worth it. Două cărți pe baza aia. Totally worth it. Ah, decina, decina. Ar conveni la nebunii, da, 2 damage la stânsă, da. Ai mai dat una damage la, na? Păcat că asta dă când îi termine tura lui. Mai ne începe tura mea. Enervant. Dar o să dea și să-l moară pe ăla, așa. Hai vedem cât ambulan poți să am. Ambulan bun! Ce să zic? Bulan bun. Mora asta două. Jap, jap. Am avut bulan, n-am ce zice. A fost bulan, a luat un caracter foarte bun. 2-3, toți o să fie mult mai puternici în următoarea tură. Ok, unul damage la toți. Yay, you're fucking genius! Aș putea să stâng și acum cu două. Nu. Da, da, următoarea tur... Da, pot să stâng și mai rămâne un 3-2 pe masă. Mi-am convenit. Dau ăsta, dau și cu ăsta care nu era meu. Și pun ăsta și dau lu ăsta heal. Dau armă, și pe și armă. Ok, momentan trebuie să câștigăm meciul. Șanse mici, dar măcar am o șansă. Mă, să nu scoate acum o dita mai legendară, o să mă nerveze. Îi dau ceva între dinți dacă scoate legendară. Game Dine la 2 damage, felicitări, ești un geniu. Nu mai mana. Par rău de tine. Fii atent. And you're dead. Scot arma. Și mai pune și armură. Dau 5 damage ția și mai dau și 3. Și am ales mai curat să-ți folosești life tap-ul. Chiar nu mai curat să-ți folosești life tap-ul. Why do you call? Ok, scoate tot ce are în mână, nebunul. Da, tot ce are în mână scoate. Ok, aș putea face o chestie șmecheră aici, a? Rămân cu foarte puțin mana, mână. Aș da lui ăsta să scot o carte de pe mâna lui. Dau 2 damage și după aia dau încă 2 damage n-am scos. Chiar dacă e overkill, e un overkill bun. Ok, mai are 1 HP. Mi-a scos o carte destul de bunicică. Ok. Dau 3 damage și încă 5. Mi-am convine, pentru că următoarea tură, dacă nu are un taunt, îl stâng. Adică el a trebuit să-mi facă board clear. Și cred că îmi face un board clear, fine. El a cred că ar da și un damage la toți trei. Nu, no, nu, când moare el în stand, dacă deja trei damage. Că îți dai mini. Dar, e o idee, nu prea cine știe ce idee, dar hai să zicem, ok. Ești mort. Deci dacă n-ai taunt, ești mort. Bună decizia. Dar nu destul de bună. Ăsta mai are unul. Atât era destul. Ai, serios? Din toate chestiile care trebuia să scadă, aia ți-a căzut. Ok, 8-8 în 8-8. Bine.
Ce mai de căcată carte să mă serios? Ce mai nașa carte pe pământul ăsta l-am urât. Ok. Să reușesc să nu fim chiar un singur ei, măcar două ei. Wow, două win-uri, ce tare mă sunt, hai mai vedem. Să lăsați în comentarii dacă vreți să fac un anumit joc care mă interesează. Nu contează oficial, neoficial. Asta variază. Poate l-am cumpărat deja. Cred că o să urăsc când am dat pe la două. Da, dar am sigur că o să urăsc când am dat pe la două. Really? Doar cărți mari? Ce face asta? Explică-mi cum îți dai tu heal. Da, eram sigur că faci chestia asta. Îmi trebuia cartea. Și tot îmi iau și tot unul damage. Chiar nu am nimic, am nimic. Am început să urăsc cartea aia. Așa vreau să mai scoate. Mai scoate o carte, frate, te rog. Mai scoate o singură carte. Una singură. Atât vreau. Una. Feedback cu mine. Scoate carte. Da. Dă-i încă 500 de milioane de taunte dacă. Mai merg ca de ceva, ceva gen, hai să-ți dăm și ție o carte bună care puteai să folosești. Nu! E zi orice carte care are niciun folos pentru tine. Să lăs cu 1 HP și să-mi iau 3 damage. Și atât lăs cu 1 HP. Asta e așa, următoarea tură aș putea să scot ăsta. Taunt-ul mult mai bun. Și ideea că nu l-ar putea omoră. Un execute mi-ar trebui acum. Aici dă heal sau mai un taunt ceva. A, nu, dă unul de mic. Atât am vrut să văd, atât. Atât. Țăgan. Hai, te rog frumos să fii cu noroc. Atâta. Și restul nu mai mă interesează așa de tare. Azi mi-am făcut treaba. Pot să zic că mi-am făcut treaba. Reușesc să-l scoată chestia aia handicapată din mână. Ok, o să-mi dai 5 damage în mine. Măcar aș lua așa la 1 damage. First blood, first blood.
Poate își dă, aș dori să-și dea lui. A? Așa, nu, mai așa de rău, 4-3, mână. Tot e bun. Mi-ar fi convenit să dea lui pentru că l-ar fi omorât. Ok, 3 damage, și dai 4 damage între dinți. Am văzut cu 1 damage, aș dea eu. Și ce să faci? Ce carte mi-a scos acum? Dai 2 cristale, în plus, ai 6 mana. 1 mana, e... Oh! Am înțeleg. Ok, dacă vrei să fii țigan, îl comportăm ca țigan. Mă, că țiganul meu o să aibă o leacă mai mult damage. Tot nu-l vei ucide, tot trebuie să dai două cărți pe Andreea. Ție poate nu-ți convine să dai două cărți pe Andreea, dar mi-am convine să mai pun o cărticică. Și să-ți dau 6 de damage în ținut. Aș pune leacă de armură, să-l garantat. Dau 6 de damage în dinți, de asta mă las pe mine descoperit, nu? Nu, 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 mă las descoperit. Hai, fă trade-ul acum. Faci trade-ul cu catul ăsta. Și să rămân în viață. Nu. No. Trade-ul meu e mai bun decât al lui. Și dacă o să dei în el, o să-i dau. Nu o să mă uit, o să dau cu Arcane Tripro direct în din grița aia. Ok. Și mi-l ucis sau dai damage în mine? Asta e întrebarea adevărată. Mi-l ucis. Aia nu te ajută dacă n-ai ce am eu. Ce e asta? Și asta. Așa. Și o chestie din asta. Și o să-ți dau între dinții. O să-l mor pe ăla, nu? Îți dai școala micu? Ba nu? Ba da, așa. Totuși ți-ar adus lui mult damage. Silence. Silence, fă. Da. Am scăpat, mă, că... Am mai două dată 8 damage. Dar pot să-l ucid următoarea tură. De la măcar. Ceea ce e foarte bun. Da, mai scoate 3000 de cărți, te rog frumos. E useless, așa. Blablabla. Țigan! Țigan! Dai în ăla, și mai mare țigan. Și mai mare țigan. Ok, hai să dăm în ăsta micul de respira greu. Mă scot o carte. Hai vedem, am baftă sau n-am baftă? Am baftă. Vorbește. Am o baftă din am știu ce cu mine. Nu da încă. Aia a fost o baftă mare. Că l-am spart pe ăla, idiot.
Vezi de... Mamă, o să vezi să facă trade-uri. Ok. Mai îmi scoți o carte. Scoți maxim de cărți din chestia aia. Să dai 2 damage mine pentru că știi că nu poți să mă moare asta. Ok. Ok, o singură carte scoți din toate chestia asta. O, da! Fucking powerful! Asta nu știu, s-ar putea să fie match-ul lui. Își dă 4 damage în dinți? Să-și dă 4 damage? Ok. 5 damage, 4 damage în gură. Armură. Fuck. Hai mă, de ce? Avem ce am primit de două win-uri, nimic bun. Oh, 45, yay, și-au cu deck. Yay, avem nici cu deck-ul ăla. Hai să plâng. Tu o să fii vândut. Yay! Ceva care mi-a trebuit. Yay! Dat în viață să gândiți răpește de la Blizzard până la mine. Bine, atât pentru azi. Ne auzim altă dată. Pa, pa.